Bună dimineața și o cafea să taie greața. Vineri, iar am mai pus o săptămână deoparte, iar intrăm cu bucurie în weekend. Duminică, floriile, dezlegare la pește, așa că aveți grijă la solzi. Scump peștele, scrumbia, dacă vrei să scumperi scrumbie, mai bine ții o mangaliță și o mănânci la Crăciun. Bine v-am găsit pe canalul de YouTube și pe Facebook. Bună dimineața, scandal mare în club, Alex Delea, câștigătorul Survivor, s-a dat la fica Ana Mariei Prodan. Vă dați seama că dintre Prodan ca pe fir alea poșete în cap. Dacă noi nu ne interesează, avem cafea bună de la Iacob, de la Vali. Primită bă, băi mie, cofi bun cu Bendea și de la Pode, Pode Ionuț, un băiat simpatic. Chiar mi au zis că dacă am nevoie de un iedut, sănătate multă. Nu vii tu ca să ne... Măi, Vlad, măi, te rog frumos, încă suntem în săptămâna ce precedă și florile și paște, trebuie să fim uh, mai uh, bun la suflet, mai generos să ne recunoaștem păcatele. Armin Nicoară, cu încă 17, va merge pe Muntele Atos, să se roage, să se reculeagă. Vă dați seama, acum românul a prins dor de Muntele Atos. n ales înainte de paș, face o cură, o terapie spirituală. Poate le întâlnește pe Becalii, care merge acolo cu măgarul, cu euro și cu luțul atunci să vezi bucurie, toți lăutarii, toți maneliști, oameni de bună credință o să fie pe muntele Atos, ce aglomerație o să se calce călugării în păpicioare cu atâția pelerini. Să donați acolo că vorba până la urmă, păcatele să mai spală și cu, cu bani. Și să fiți fericiți că, uite, pentru al șaselea an consecutiv, Finlanda e cea mai fericită țară din lume. Vlad, de cum îți explici asta? Au bani? Bani, bani n-aduc fericire, dar o întreține. Dar ce să zic, acolo au banda, au lumină, au tundră. Țara celor o mie de lacuri. Noi avem țara celor o mie de laicuri. Like Noi numai cu laicurile like suntem. Acolo sunt elani mulți. Noi ne-am pierdut de mult elanul. Premier în Finlanda e doamna Sana. Noi avem pe lapte bătut ciucă. Eee! premier, lapte bătut, că ce să zic și eu, ce președință aveam, uite, Ceaușescu și-a luat bacalaureatul la 47 de ani cu note maxime. Bine, eu scris altcineva lucrarea, dar dai seama ce emoție avea la care rezolva să nu greșească. La 47 de ani și uite, Ceaușescu a fost un președ, ce să, Dambarna Barna a fost acroșat de o mașină în timp ce trecea cu trotineta pe trecere de pieton. Asta au vrut să fie președinte și nu știe conduce o trotinetă, da, pe o țară. Vestea bună e că Miron Cosma a refuzat o ofertă de film la Hollywood și se pregătește să fie președinte. Da, Miron Cosma. Miron Cosma, cu minerii, tu erai micuț când plantau panseluțe pe București. Deci l-a chemat Iliescu. O <coughs> zis că se și căsătorește între timp Miron Cosma, o zis că se căsătorește. Și Iliescu a zis, mă bucur, o să-ți vin cavaler. <coughs> dragnea, mă, dragnea s-a apucat de gătit. Dragnea, uite, ca, să vezi, nu? Deci, Finlanda și noi ce prezumtiv prezidențiabile am avea, Miron Cosma, fost pușcăriaș, fost miner de frunte, Barna care nu știe, conduce o trotinetă și Dragnea care face mâncare, mă. Ai văzut că era un de gemul din pușcărie. din pușcărie, cel mai. și face mâncare de post. Sigur, el postea până acum. Teci! Teci, mă, fasole păstăi! Ai văzut că avea un gemuleț de termopan acolo în dreapta lui, nu știu, pe. <laughs> Nu știu, dar... Uh, Poate astea la din pușcărie. La văzut că s-au plecat de două ori, dar nu știu, după furculiță, după sare, sau au scăpat săpunul. No, cu teci ne hrănea dragnea dacă ajungeam în politică. No, sperăm că o să avem pe cine alege la următoarele alegeri, deși nu o să mergem la vot, că avem altceva de făcut, altceva mai important. Sănătate multă! E ziua mondială a sănătății astăzi! Nu faceți excese! Plimbați-vă, citiți o carte și uitați-vă aici, la cafeaua de după. V-am salutat! Toate cele bune!